Bun găsit din nou, dragi prieteni! Și astăzi am câteva noutăți pe care doresc să vi le împărtășesc, în speranța că vom trăi mai sănătos. Astăzi vom vorbi despre magneziu și importanța lui pentru organism. Magneziul este un mineral esențial pentru menținerea echilibrelor biochimice și implicit a sănătății întregului organism, fiind un element cu proprietăți și beneficii multiple pentru organism. Este suficient să ne gândim că magneziul participă la peste 300 de reacții biochimice din corpul uman. Aproximativ 65% din magneziu se găsește la nivelul oaselor, restul fiind stocat la nivelul țesuturilor și organelor. Acestui mineral îi se dă din ce în ce mai multă atenție, deoarece, în urma cercetărilor recente, s-a demonstrat importanța magneziului în funcționarea optimă a aparatului cardiovascular, a rinichilor și a mușchilor. Un nivel adecvat de magneziu este un factor protector pentru o serie de boli, precum diabetul, astmul, cancerul și valvulopatiile cardiace. Rolul foarte important al magneziului pentru organismul uman este dat de următoarele funcții. Participă la producerea de energie în organism. Este necesar pentru activarea aminoacizilor, pentru sinteza proteinelor, sinteza ARN-ului și replicarea ADN-ului, participă la buna funcționare a sistemului nervos și la contracția musculară, contribuie la funcționarea normală a inimii, ajută la dezvoltarea oaselor și este util în transportul activ al ionilor, cum ar fi potasiu și calciu, în membranele celulare. Participă la sinteza proteinelor și a acizilor nucleici. Magneziul joacă un rol extrem de important în relaxarea musculară, fiind astfel un mineral esențial pentru sportivii de performanță. De asemenea, magneziul este implicat în prevenirea crampelor și a spasmelor musculare. La nivel celular, magneziul este responsabil pentru funcționarea corectă a pompelor de sodiu și potasiu, influențând astfel în mod pozitiv influxurile electrice din organism. Studii recente în domeniul cardiologiei au demonstrat că magneziul este un mineral extrem de important pentru menținerea sănătății mușchiului cardiac. Pe lângă contribuția adusă funcției cardiace, magneziul joacă un rol important și în reducerea tensiunii arteriale, prin diminuarea constricției și a spasmului vascular. Și nu în ultimul rând, protejează vasele prin scăderea colesterolului din sânge, împiedicând formarea plăcilor de aterom. Este un mineral necesar pentru sinteza și secreția paratormonului, un hormon implicat în homeostazia calciului și a fosforului, cu menținerea în limite normale a raportului dintre aceștia. Magneziul este esențial pentru un sistem nervos sănătos și pentru reducerea impactului negativ al stresului zilnic asupra acestuia. Atenuează simptomele supărătoare ale sindromului premenstrual. Magneziul este foarte important în prevenirea osteoporozei, deoarece ajută la absorpția calciului. Fără prezența unei cantități suficiente de magneziu, nu poate fi asigurată o cantitate suficientă de calciu în oase. În plus, dacă se administrează suplimente de calciu fără magneziu, există riscul ca acesta să nu se depoziteze în oase, ci în alte părți, cum ar fi, de exemplu, pe pereții arterelor sau în rinichi. Magneziul menține calciul dizolvat, împiedicând depunerea sa în artere și formarea de pietre la rinichi. Pentru a înțelege cât de important este magneziul, haideți să vedem
Ce simptome și boli sunt cauzate de lipsa acestuia? În primul rând, am avea de-a face cu dureri în diverse zone. Durerile de cap, de stomac sau de picioare sunt printre cele mai frecvente simptome ale lipsei de magneziu din organism. Crampele musculare sau rigiditatea în zona gâtului sunt alte simptome alarmante. Durerile de maxilar sunt un alt semn. Acestea apar spontan și nu durează foarte mult, însă sunt foarte neplăcute. Un alt simptom al carenței de magneziu este și durerea în piept, care apare mai rar, însă poate crea o stare alarmantă. Anxietate și nervozitate. Lipsa magneziului se manifestă și la nivelul sistemului nervos central. Simptomele pot fi foarte grave atunci când și nivelul de calciu din organism este scăzut. Anxietatea, atacurile de panică, nervozitatea și comportamentul agitat sunt semne ale deficitului de magneziu. Lipsa magneziului din organism afectează și sistemul nervos periferic. Acest lucru duce la amorțirea mâinilor și picioarelor. Palpitații. Sistemul cardiac este și el afectat de lipsa de magneziu din organism, așa cum am văzut. Pot apărea astfel palpitații și angină pectorală. Bătăile inimii devin neregulate, iar în cazuri severe, simptomele sunt asemănătoare unui atac cardiac. Schimbări de comportament. Persoanele care de obicei sunt relaxate și încrezătoare devin tensionate, nervoase și pesimiste. De cele mai multe ori, cei care au un nivel scăzut de magneziu în corp au o poftă nebună de ciocolată. Femeile pot experimenta schimbări ale ciclului menstrual. Atât bărbații cât și femeile devin mult mai apatici, în special dacă printre simptome se întâlnesc și atacurile de panică. Somnolența și afectarea memoriei. Alte simptome ale lipsei de magneziu din organism sunt somnolența, anorexia, apatia, confuzia, oboseala, putere de concentrare scăzută sau o memorie mai slabă, contracția permanentă a mușchilor, delir, amorțeală, halucinații sau furnicături în tot corpul sunt simptome severe ale lipsei de magneziu. În aceste situații, persoana care experimentează astfel de simptome trebuie să se prezinte de urgență la medic. Magneziul are un rol important și în sarcină. Magneziul și calciul funcționează împreună în organism, așa cum calciul are nevoie de vitamina D pentru a-și duce la îndeplinire scopul. Magneziul relaxează mușchii, în timp ce calciul stimulează mușchii să se contracte. Specialiștii susțin că nivelurile normale de magneziu în sarcină ajută la evitarea contracțiilor uterine premature. Magneziul ajută la construcția țesuturilor corporale, întărește oasele și dinții, dar ajută și la reglarea nivelului de insulină sau a celui glicemic și la funcționarea anumitor enzime. Pe lângă acestea, magneziul controlează colesterolul nociv din sânge și echilibrează bătăile neregulate ale inimii. Are un efect util și în combaterea crampelor picioarelor din timpul sarcinii. Poate nu știați că lipsa de magneziu este legată de hiperactivitate. Copiii noștri sunt născuți într-o lume în care ADHD sau ADD sunt diagnosticate din ce în ce mai des. Aceste condiții sunt deseori tratate cu medicație puternică,
fără ca părinții să fie instruiți în privința schimbărilor în stilul de viață. Foarte mulți părinți nu sunt însă mulțumiți de acest tip de tratament și caută soluții naturale pentru copiii lor. Un pas crucial în tratarea ADD și ADHD este stabilirea unui aport bun de magneziu. Față de generațiile anterioare, trăim vremuri în care copiii sunt expuși mult mai mult la deficiența de magneziu. Acest lucru se întâmplă din două motive. Unul din motive este stresul. Numărul de factori stresori în viețile copiilor noștri a crescut la un nivel fără precedent și continuă să crească cu fiecare generație. Nu mai gândiți-vă! Antrenamente la fotbal, crearea unei imagini bune despre sine, muzică tare, examenele, presiunea socială, afluxul de informații și imagini perturbatoare. Toate acestea fac ca adolescenții noștri să fie loviți de stres din toate părțile. Iar copiii diagnosticați cu ADD și ADHD trebuie să facă față unui nivel de factori stresori foarte dificil de gestionat. Stresul fără sfârșit, însoțit de adrenalina secretată, epuizează corpul de magneziu din cauza faptului că acest mineral este esențial pentru eliberarea hormonului de adrenalină. Din moment ce magneziul este folosit pentru a calma sistemul nervos, cu cât mai mult stres, cu atât mai mult magneziu folosește organismul. Un alt factor care duce la deficiența de magneziu este nutriția proastă. Dieta copiilor este plină de alimente procesate, zaharuri rafinate și aditivi alimentari. Acest tip de dietă epuizează magneziul copiilor în două moduri. Prima dată, această dietă este săracă în magneziu. În al doilea rând, zaharurile rafinate și aditivii alimentari pot stresa sistemul nervos, făcând organismul să folosească rezervele de magneziu pe măsură ce încearcă să contracareze acest efect. Zahărul și aditivii contribuie la hiperactivitatea copilului, deoarece stimulează sistemul nervos al acestuia și cauzează fluctuații de zahăr în sânge. Îmbunătățirea dietei este unul dintre cele mai eficiente moduri de a ameliora simptomele de ADD și ADHD la copii. Prin înlocuirea mâncărurilor semi-preparate cu alternativele bogate în nutrienți, puteți crește aportul natural de magneziu și copilul va beneficia și de toate beneficiile unei diete echilibrate. Cum calmează magneziul simptomele de hiperactivitate? Magneziul relaxează mintea. Corpul folosește magneziu pentru a facilita trimiterea de mesaje în sistemul nervos. Magneziul este de asemenea folosit pentru a calma sistemul nervos, ceea ce este extrem de important la copiii cu sindrom de hiperactivitate. Cu o cantitate corectă de magneziu în organism, copilul va gândi mai clar și se va concentra mai bine. Magneziul este esențial și în producerea serotoninei, un neurotransmițător care aduce sentimente de calm și relaxare. Nivelurile mici de serotonină sunt asociate cu iritabilitatea, schimbările dese de dispoziție și depresie. Când apare deficitul de magneziu? Un nivel scăzut de magneziu poate să fie consecința alcoolismului cronic, arsurilor severe, administrării prelungite de calciu sau a diureticelor, pancreatitei acute, malnutriției sau tulburărilor gastrointestinale de tipul vărsăturilor, ori diareei. De asemenea, o hipersecreție a hormonilor suprarenali, hipofizari sau tiroidieni, poate duce la o creștere a eliminării urinare de magneziu.
Și nu în ultimul rând, este cunoscut faptul că în boala Crohn există o scădere în absorpția intestinală a magneziului, acest lucru având drept rezultat scăderea depozitelor de magneziu din organism. Simptomele deficitului de magneziu mai includ scăderea poftei de mâncare, greața, vărsăturile, oboseala și starea generală alterată. Cu cât deficitul se agravează, cu atât tabloului simptomatic îi se adaugă crampele musculare, palpitațiile, nervozitatea și atacurile de panică, insomnia, dificultățile la înghițire, fotofobia, cefalea, senzația de furnicături și chiar creșterea tensiunii arteriale. De cât magneziu avem nevoie? 60% din magneziu se găsește în oase, iar restul în țesuturi și aproximativ 1% în sânge. Bărbații adulți trebuie să consume zilnic 400 de miligrame de magneziu, iar femeile 310 miligrame. După vârsta de 30 de ani, aceste cantități cresc până la 420, respectiv 320 miligrame. Aportul de magneziu se realizează din alimente, de obicei, printr-un regim alimentar echilibrat. Un adult mediu poate obține cantitățile zilnice necesare de magneziu. Aproape toate alimentele conțin magneziu, unele mai mult, altele mai puțin. Cu toate acestea, există boli și situații care sunt responsabile pentru apariția lipsei de magneziu din organism. Diabetul zaharat, alcoolismul, administrarea anumitor medicamente, precum ciclosporină, aminoglicozide, amfotericină sau diuretice de ansă, dar și exercițiul fizic excesiv, intoleranța la anumite alimente, boala Crohn, cum spuneam, sarcina și alăptarea, dar și diareea sau transpirația excesivă sunt cele mai frecvente cauze ale deficienței de magneziu. Femeile, în timpul sarcinii, sportivi la nivel de performanță, persoanele care practică exerciții fizice intense, diabeticii și persoanele care suferă de sindrome de malabsorpție, sunt grupurile care ar trebui să ia magneziu sub formă de supliment alimentar, precizează medicii. Pentru a evita deficitul de magneziu, trebuie acordată o atenție deosebită alimentației. Surse importante de magneziu sunt cerealele, plantele verzi, clorofila este bogată în magneziu, migdalele, alunele, caju, nucile și semințele, bananele, stafidele, laptele și iaurtul, cartofii și orezul integral. În cazul în care simptomele nu se remit, chiar și în urma unei diete bazate pe alimente bogate în magneziu, se poate recurge la suplimentarea medicamentoasă, sub atenta îndrumare a medicului. Acestea fiind spuse, mă opresc aici, nu înainte de a vă mulțumi pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!